Da, păi hai că ne mai auzim, că nu știu, mă doare gâtul așa de tare și n-am făcut nimica, frate, n-am ieșit deloc din casă o săptămână asta, numai în casă, am stat la căldurică aici, nu știu de ce mă doare gâtul, dar hai că ne mai auzim, hai, pa. Mama, mă doare gâtul. Pentru că stai pe telefon, Lucian! Aoleu, mama, cred că mi-a rupt mâna. Vezi dacă stai pe telefon? Ai uitat că n-am mai folosit telefonul de 4 zile pentru că nu merge. Păi pentru că te-ai gândit la telefon, de-aia, Lucian! Mamă, hai că ăsta a fost bun să rămână pentru masă. A fost extraordinar, numai că parcă n-am simțit așa gustul de sare, dar restul a fost extraordinar de bun, mi-a plăcut la nebunie. Mulțumesc, mama! Doamne Iisuse Hristoase, e normal, nu mai țin nimic de la telefonul acela! Dar n-are nicio legătură! Hai, taci, Lucian! Mama, hai să dau o veste bună, am fost singurul din clasă care a luat 10 late și știi de ce? Pentru că eu aseară am stat pe telefon, da? Și mi-am luat informații care nu au fost predate, da? Și până, toți au luat 6, 7, până și Matei au luat 7, mamă, și am luat 10, pentru că am stat pe telefon. Păi Matei n-a stat pe telefon, Doamne!